seara, sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Accident tragic la Ocnița, un polițist de frontieră a decedat după ce a intrat cu mașina într-un copac, iar în sudul țării o bătrână a fost lovită pe o trecere de pietoni. În țara vecină, armata ucraineană continuă să elibereze noi teritorii. Între timp, autoritățile de la Kiev anunță că au descoperit sute de cadavre în groapa comună de la Izium. După o vizită în Ucraina, Nicu Popescu a anunțat că sediul consulatului de la Odessa rămâne în proprietatea statului. În 2019, guvernul Filip a încercat să facă schimb de imobile, iar procuratura a pornit atunci o cauză penală. La Londra, oamenii așteptau și astăzi să treacă pe lângă sicriul reginei Elisabeta II și fostul fotbalist David Beckham a stat ore în șir la coadă pentru a-i aduce un ultim omagiu suveranei. Începem jurnalul cu un accident tragic produs în nordul țării. Un polițist de frontieră a decedat în această dimineață în raionul Ocnița după ce mașina în care se afla a derapat de pe șosea și a ajuns într-un copac. Despre asta anunță responsabilii de la poliția de frontieră, care menționează că bărbatul în vârstă de 36 de ani a lăsat în urmă soția și doi copii. Accidentul s-a produs în jurul orei 5 dimineața între localitățile Gârbova și Bârnova din raionul Ocnița. Bărbatul a pierdut controlul volanului și a ajuns într-un copac. Angajatul poliției de frontieră era singur în mașina personală și acesta se afla în afara orelor de serviciu. La fața locului au intervenit echipaje din cadrul IGP, care desfășoară cercetările și urmează să stabilească circumstanțele accidentului. În urma impactului, polițistul a decedat pe loc. Responsabilii de la poliția de frontieră spun că bărbatul era polițist de frontieră de 14 ani. Acesta era căsătorit și avea doi copii care acum au rămas orfani de tată. O bătrână de 60 de ani din Tighina a ajuns la spital după ce a fost lovită în plin de o mașină în timp ce traversa zebra. Momentul a fost înregistrat de camerele de supraveghere din zonă. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Potrivit așa numitei miliției transnistrene, totul s-a întâmplat ieri. Din imagini se vede cum femeia traversează trecerea de pietoni la culoarea verde intermitentă a semaforului. Bătrâna a început să alerge, iar în câteva clipe a fost lovită în plin de o mașină și aruncată la câțiva metri distanță. Femeia a fost transportată la spital cu comoție cerebrală și fracturi. Cazul este cercetat. În 2016, Pro TV a lansat campania Ucigaș pe trecerile de pietoni, prin care a cerut modificarea legislației, astfel încât neacordarea priorității pietonilor aflați pe treceri să fie catalogată ca infracțiune gravă, soldată cu suspendarea permisului de conducere pentru cel puțin 90 de zile și puncte de penalizare. Atunci însă, guvernul și parlamentul nu au dat curs demersului. Locuitorii capitalei s-au teleportat în Statele Unite. Aceștia au făcut fotografii pe strada pietonală din Chișinău cu Statuia Libertății și au mâncat burgeri. Îmi plac foarte mult bulgarii! Evenimentul organizat ieri de ambasada SUA la Chișinău a adunat sute de doritori de a cunoaște cultura americană. Mai multe detalii revenim în jurnal. Sute de cadavre sunt scoase rând pe rând din pădurea de lângă orașul Izium, unde au fost descoperite gropi comune ale civililor uciși. Printre victime sunt și soldați ucraineni, iar autoritățile de la Kiev spun că o parte din cadavrele găsite sunt cu mâinile și picioarele legate. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că sunt dovezi care demonstrează că armata rusă a tras în civil doar pentru a se distra. Moscova nu a venit până acum cu o reacție. Vă avertizăm că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Rând pe rând, muncitorii ucraineni au scos ieri cadavre după cadavre din groapa comună din apropierea orașului recent eliberat. Sunt sute de soldați ucraineni, dar și foarte mulți civili, încă neidentificați, susțin autoritățile. Istoviți de munca continuă, cei care ajută la exhumarea cadavrelor sunt filmați când dorm sub copaci. How are you feeling? Not very good. Localnicii din apropiere spun că victimele erau aruncate în groapă fără a fi învelite, măcar în saci de plastic. Ce nici
накрыли ни мешками, ни лапотником, ничем. Просто вот так, как собак скинули в этот самый... Даже не могила. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky acuză armata rusă că a tras în civili intenționat. Și зарано говорити, слідчі дії тривають. Вже є чіткі докази катувань, знущання з людей. Більше того, є свідчення, що російські солдати, чиї позиції були неподалік цього місця, стріляли по похованих просто для розваги. Reacții la atrocitățile din Izium au venit și din partea liderilor externi. Președintele francez Emmanuel Macron a condamnat crimele comise de armata rusă. Condamn cu fermitate atrocitățile comise în orașul Izium din Ucraina în timpul aflării sub ocupația rusă. Făptuitorii vor fi trași la răspundere pentru faptele lor. Nu există pace fără dreptate, a scris Macron pe Twitter. Și reprezentanții Uniunii Europene au venit cu o reacție. Uniunea Europeană este profund șocată de gropele comune descoperite de autoritățile ucrainene. Condamnăm aceste atrocități în cei mai puternici termeni posibili. Războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a lăsat o urmă de sânge și distrugere în toată Ucraina, a spus șeful politicii externe a UE, Josep Borrell. Contraofensiva lăsată la începutul lunii septembrie de armata ucraineană în regiune a permis recucerirea unor teritorii ocupate anterior de trupele Moscovei, acuzată anterior de crime de război în alte regiuni ale Ucrainei, inclusiv în jurul Kievului în primele săptămâni ale conflictului. Moscova a respins întotdeauna aceste acuzații. Alte două localități ocupate de ruși din regiunea Donetsk au fost eliberate, anunță armata ucraineană. Pe rețelele de socializare au apărut imagini în care militari ucraineni arborează drapelul Ucrainei. Între timp, rușii au bombardat regiunea Kharkov și Zaporojie fără a fi înregistrate victime. Volodymyr Zelensky susține că în Kharkov, în localitățile eliberate, au fost găsite temnițe în care ar fi fost torturați civili. Armata ucraineană afirmă că a eliberat o altă așezare la sud de liman care se află pe malul stâng al râului Severski Donets. Pe rețelele de socializare a fost postat un videoclip în care militarii ucraineni arborează drapelul ucrainean. Un videoclip similar a fost publicat și dintr-o altă localitate din regiunea Donetsk. Піднімаємо прапор над населеним пунктом Донецької області Діброва. Oficial, eliberarea celor două localități nu a fost încă raportată. Între timp, rușii au bombardat noaptea trecută orașul Kharkov, dar și regiunea Zaporojie, unde obuzele rusești au lovit o școală, anunță autoritățile ucrainene. Iar Volodymyr Zelensky a anunțat că în Kharkov au fost găsite temnițe în care ar fi fost torturați civili. Які знущалися над мирними мешканцями окупованих міст і селищ, приміщення, в яких тримали людей, навіть іноземців. Зокрема, 7 громадян республіки Шрі Ланка, студентів Куп'янського медичного коледжу. Ще у березні їх захопили російські солдати і згодом утримували цих людей у підвалі. Лише тепер, після звільнення Харківщини, ці люди були врятовані. Їм надається належна медична допомога. Ucraina își continuă operațiunile în cadrul contraofensivei din nord-est, arată raportul de sâmbătă al Serviciului Militar de Informații al Regatului Unit. Potrivit britanicilor, Rusia va încerca probabil să opună o rezistență puternică în zona Lugansk, dar nu este clar dacă forțele din prima linie rusă dispun de suficiente rezerve sau de moralul corespunzător pentru a rezista unui alt atac ucrainean. Potrivit statului major al armatei Ucrainei, în ultimele 24 de ore, forțele militare au ucis 33 de soldați ruși și au distrus două tancuri rusești, un obuzier, un mortier și 9 vehicule blindate. Sediul Consulatului Republicii Moldova la Odessa rămâne în proprietatea statului. Despre asta a anunțat ministrul de externe Nicu Popescu după încheierea vizitei pe care a avut-o în țara vecină. În urma unei decizii din 2019 a guvernului Filip, sediul, aflat într-o zonă de lux, urma să fie schimbat pe un alt imobil, fără a avea avizul Centrului Anticorupție și fără să fi fost estimată adevărata valoare a bunurilor. Ca urmare a acțiunilor ilegale ale unor foste guvernări, anunțăm soluționarea definitivă a înregistrării juridice a sediului misiunii de la Odessa, care timp îndelungat nu a fost soluționat. Recent, acolo au început lucrările de reparație, iar prima etapă a fost încheiată cu succes, inclusiv instituite două ghișee pentru primirea cetățenilor și construită o cale de acces pentru persoanele cu dizabilități. Scandalul diplomatic în ceea ce privește Consulatul Republicii Moldova la Odessa a început încă în februarie 2019. Guvernul condus de Pavel Filip, membru
membru PDM, partid care era pe atunci sub șefia lui Vlad Plahotniuc, a decis să facă schimb de imobile. Așadar, consulatul nostru de la Odessa, situat în regiunea Arcadia, considerată zonă de lux, urma să fie schimbat pe un imobil situat la o altă adresă. Procuratura Generală a pornit o cauză penală atunci din motiv că tranzacția ar fi fost una dubioasă, iar decizia de a schimba imobilele a fost luată fără a avea avizul Centrului Anticorupție și fără să fie estimată adevărata valoare a bunurilor, diferența de preț dintre ele fiind de circa 360.000 de dolari. În urma vizitei pe care a avut-o la Odessa, ministrul de externe Nicu Popescu a anunțat că problema a fost soluționată definitiv. Nicu Popescu s-a aflat 2 zile la Odessa, unde s-a întâlnit cu omologii săi din Ucraina și România. Strada pietonală din Chișinău s-a transformat ieri pentru câteva ore într-un orășel american. Vizitatorii au avut parte de zone gastronomice cu mâncare, muzică și film american. În acest mod, Ambasada Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a marcat 30 de ani de prietenie și relații diplomatice cu statul nostru. Pe strada pietonală din Chișinău, pentru câteva ore, vizitatorii s-au simțit ca într-un orășel american. Aici au fost amenajate câteva zone tematice. Zona gastronomică, acolo ne-a fost servită mâncare americană, zona sport, acolo unde s-a jucat basket, dar și fotbal american. American Bus, zona în care cei mici, dar și maturi, au putut exersa limba engleză, iar pe scenă s-a dat un recital de muzică americană. Îmi plac foarte mult bulgarii. Sunt activități intelectuale și fizice, precum basketbolul, și vă vedea ce va fi mai departe. Îmi place cultura americană, sunt foarte bucuros că aveam așa eveniment în Republica Moldova care promova această cultură. Noi prezentăm echipa de fotbal american din Chișinău, care se numește Sentinels. Suntem o echipă fondată din 2010. Recrutăm persoane până și momentul actual. Cine este interesat, cu mare plăcere primim echipa noastră de fotbal american. Printre zecile de copii încântați de mâncarea și jocurile specifice culturii americane, am întâlnit-o pe Felicia. Moldoveanca de 16 ani ne-a povestit că a câștigat o bursă printr-un program sponsorizat de Departamentul de Stat din SUA și timp de un an a locuit în Statele Unite. Am fost înscrisă la școală, am fost plasată într-o familie gazdă. Și da, m-am integrat în societatea americană. Și oficialii au mers ieri să sărbătorească Ziua Americii alături de locuitorii capitalei. Ambasadorul SUA împreună cu prim-ministrul Republicii Moldova, Natalia Gavriliță, au făcut fotografii cu doritorii. Ambasadorul Statelor Unite ale Americii a vorbit despre sprijinul pe care l-a primit țara noastră timp de 3 decenii din partea SUA și ne-a spus ce îi place cel mai mult la moldoveni. I like the most in Moldova the people in Moldova. Because it's so much fun, we're so welcomed and we've been everywhere we've gone. We've learned about Moldova, we've seen things in Moldova and we can't wait to see everything in the country. But really it's meeting the people who are so open and friendly and resilient. Și prim-ministrul țării noastre a menționat că poporul american este un model al democrației și libertății. Apreciez în cultura americană sentimentul de libertate și antreprenoriat. Eu cred că și noi moldovenii ne dorim să fim liberi și să ne putem realiza viața și realiza potențialul aici acasă. Zilele Americii se vor desfășura și în alte orașe din Republica Moldova, cum ar fi Căușeni, Cahul, Iedeneț, Bălți și Rezina. A cutreierat tărâmuri pustiite pentru a arăta realitatea dură din satele Moldovei. Fotograful Aurel Cepoi a lansat un nou proiect fotografic care îți taie respirația. Cea mai tare m-a fascinat o casă veche în care am găsit multe fotografii și multe lucruri al persoanei bătrâne care a decedat singură și i-au rămas ochelarii pe masă, de fapt cum citea, așa și am fotografiat cum rămas. Ce alte povești sfâșietoare a descoperit artistul în locuințele de mult uitate de oameni, vedeți în câteva momente. Nu a fost reparat din secolul trecut. Asta spun șoferii despre un drum care leagă raionul Căușeni cu punctul Vamal Săiți. Oamenii se plâng că din cauza craterelor imense formate pe carosabil sunt săptămânal la servisuri auto. Reprezentanții de la drumuri Căușeni pasează responsabilitatea la autoritățile de la Administrația de Stat a Drumurilor.
Așa arată un tronson din drumul care face legătura între raionul Căușeni și satul Săiți, unde se află un punct de trecere a frontierei cu Ucraina. Șoferii se plâng că drumul este impracticabil. Drumurile sunt foarte rele, am distrus mașinile și investim foarte multe mașini din cauza drumurilor. Не знаю, как живут люди там. Ездят. А рядышком и Украина тоже сюда ездит. Я сюда не хочу ехать. Просто вот родственница попросила, надо срочно. Acest șofer ne-a povestit că merge des spre satul Săiți. Bărbatul spune că reparația drumului nu a fost făcută de 10 de ani, iar asta afectează mult starea mașinilor. Nici căruța nu poți merge. Eu cam 53 de ani de când mă țin minte. Drumul este numai în grob și în grob. O săptămână în urmă, 8.000 de lei s-au dus numai pe morchezat. Oamenii spun că șoferii de taxi refuză să meargă în satul Săiți din cauza gropilor imense de pe carosabil. Între timp, șoferii de microbuze fac naveta din raion până în sat de 2 ori pe zi. Iată, e crap, sunt greu de... Na, nu e vrut, nu-i pălit, e să rupi de sus. Eu mă cam pasagir. Plătesc drumurile foarte scump, eu plătesc peste 2.000 de lei. Mii de mașini trec pe drumul ăsta la Săiți. Eu nu știu... E foarte greu de mers. Directorul drumuri Căușeni, Alexandru Clicenco, spune că responsabili de acest tronson sunt cei de la administrația de stat a drumurilor, deși se află în gestiunea întreprinderii. Acesta afirmă că nici în acest an tronsonul nu a fost inclus în lista drumurilor care vor beneficia de reparații capitale, motivând că nu se circulă des pe acest drum. Responsabilii de la administrația de stat a drumurilor ne-au spus că vor reveni cu o reacție. Criză de profesori în școli. În mai multe instituții de învățământ din țară este o lipsă acută a cadrelor didactice, iar unica soluție este încheierea contractelor cu cei care sunt deja la pensie. Problema a devenit una comună pentru multe dintre școlile de la sate, unde pensionarii au devenit un colac de salvare ca instituțiile să nu fie închise. În acest an, Ministerul Educației anunță peste 2.000 de locuri vacante. De la începutul anului școlar, cele mai mari probleme au fost asigurarea cu cadre didactice. Deci în fiecare an cineva pleacă, din care motiv, și rămâne o disciplină fără acoperire. Din lipsa de cadre didactice, gimnaziul din satul Caracui, raionul Hâncești, începe noul an școlar cu jumătate din profesori care sunt la pensie și alți doi care sunt angajați prin cumul venind din satele vecine. Deoarece nu sunt suficienți profesori, aceștia predau concomitent câte două sau chiar trei discipline. Un asemenea pedagog, care este la pensie, este și Vasile Lungu, pentru care de la predarea istoriei până la predarea geografiei și biologiei nu a fost decât un pas. Fi de dorit. Studiez, dar vedeți că nu se ajung cadrele de muncă. Nu se duc la specialități de pedagogie. Nu sunt cadre. Și vrei, nu vrei, trebuie să vii să muncești. Cine să muncească în locul nostru? E obositor pentru un pensionar de acum, nu chiar așa de ușor. Și profesorul de matematică din Caracui, care are peste 80 de ani, a fost cu greu convins să predea încă un an în școală. Cum au fost nevoie din profesor de matematică în școală și îmi pare rău că așa o școală și să rămână pentru profesor de matematică să închidă. Am mers la aceea ca să salvez școala și elevii. Întrucât în instituție și profesorul de clasele primare lipsește la început de an, directorul instituției spune că s-a oferit să suplinească postul vacant. Am acceptat să iau clasa întâi în anul acesta pentru că profesoara care urma să ia clasa întâi a plecat. Dumnezeu era de vârstă înaintată, se simțea cam rău. Motivul pentru care tinerii specialiști nu vor să se angajeze în școlile de la sate este salariul, spune Nina Iurceac. O tânără, când am intrat în cabinet, deodată m-a întrebat, dar ce salariu voi avea? Și imediat am făcut un calcul împreună cu contabila ca să-i spun dumnezeu că 3.600. Nu, mă scuzați, eu am nevoie de un salariu așa mai bunișor. Aceeași situație este și în alte instituții de învățământ din țară. Ministerul Educației anunță lipsa peste 2.000 de cadre didactice în școlile din țară, printre localitățile cu cel mai mare număr de posturi vacante în instituțiile de învățământ se numără localitățile Nisporeni, Ungheni și Hâncești și în Chișinău există o lipsă de peste 500 de profesori. Anatolie Gremalski, care este fost ministru al educației, spune că un alt motiv pentru care tinerii nu doresc să lucreze în școli este lipsa unei perspective de creștere. Să ne imaginăm că eu, în calitate de absolvent al unei facultăți pedagogice, m-am dus într-un sat să predau. Da, misiunea mea este una nobilă.
voi munci mult, dar personal, eu ce perspective am? Cum m-am dus? Profesor de disciplina X, așa și voi rămâne profesor de disciplina X. În școlile din țara noastră, peste 20% din profesori au peste 60 de ani, iar aproape 30% au vârsta de peste 50 de ani, anunță cei de la Ministerul Educației. Până la 30 de ani au doar circa 9% din dascăli. Nu ar trebui să corelăm vârsta cu calitatea muncii pe care o depune persoana respectivă. Unica soluție la moment este să mărim indemnizațiile pentru tinerii specialiști. Statul oferă tinerilor care se angajează în școlile de la sat o indemnizație de 120.000 de lei pe parcursul a 3 ani de activitate. Pedagogii au parte de o indemnizație unică de 3.000 de lei în calitate de suport pentru perioada rece a anului, dar și alte plăți suplimentare pentru transport, chirie sau materiale didactice. A cutreierat sute de sate și a imortalizat în fotografii casele pustiite, care odinioară erau pline de viață. Fotograful moldovean Aurel Cepoi a realizat un nou proiect emoționant, de această dată despre localitățile din țară uitate de lume. A intrat în casele unde de ani buni nu mai trăiește nimeni și a surprins în fotografii adevărate istorii de viață. Expoziția cu fotografiile adunate poate fi găsită la Muzeul Național de Arte din Capitală. Călătoria lui Aurel Cepoi prin sutele de sate pustiite de la noi a început în vara anului 2020. A intrat în nenumărate case părăsite și a surprins în fotografii lucruri și locuri care vorbesc despre modul de viață al stăpânilor care nu mai sunt în viață sau care au emigrat din Moldova. Pe mine m-a interesat mai mult lucrurile mărunte. Ele vorbesc foarte mult despre persoane, despre oameni, despre care au locuit acolo, despre ce s-a întâmplat. După fiecare lucru poți compune o istorie, o poveste, cum ar fi ochelarii sau cărțile care le citit sau hainele care le purta. Aurelio Cepoi spune că nu i-a fost greu să găsească locuințele pustii pentru că în fiecare sat din Moldova sunt gospodării părăsite. În cadrul proiectului, fotograful a constatat că cel mai mult se simte depopularea în centrul și sudul țării. Cea mai tare m-a fascinat o casă veche în care am găsit multe fotografii și multe lucruri au persoane bătrâne care au decedat singură și i-au rămas ochelarii pe masă, de fapt cum citea, așa și am fotografiat cum rămas. Aurel Cepoi povestește că a mers la primăria din sat pentru a sugera celor de acolo să arhiveze toate fotografiile pentru istoria satului sau chiar studii antropologice. Peste o lună pe acolo era fix exact la fel, nepăsare. Asta m-a mișcat. Aurel Cepoi spune că în această călătorie a ajuns și în casa fostului său profesor de limba română. Am găsit cărțile lui care el le citea, au rămas intacte, referul lui peste este. Mi-a făcut legătură, mi-am adus aminte despre acele lecții care le făceam împreună. Pentru a reda atmosfera autentică a caselor părăsite, fotograful a folosit doar o singură lentilă pentru aparatul de fotografiat și a renunțat la lumini. În același timp, artistul a fost atent la detalii și niciodată nu a mișcat obiectele dintr-un loc în altul. E un proiect trist și nu mă refer doar la aceste obiecte care le găsești, care le vezi, dar și un proiect trist despre ce vezi, despre aceste sate părăsite, case, oameni necăjiți. E o viață total diferită față de oraș. Fotograful a mărturisit că cel mai greu i-a fost să vadă case vandalizate, care odinioară erau adevărate perle. În unele îți ceri voie să intre dacă cineva are grijă de aceste case, dar foarte multe sunt vandalizate sau deschise. Proiectul documentar despre viața și abandonul ei a fost realizat într-un an și jumătate, iar scopul acestuia a fost de a reda realitatea din satele depopulate. Fotografiile au fost expuse la Muzeul Național de Arte și pot fi admirate până la început de octombrie. Anul trecut, muzeul a găzduit expoziția Nomad în Iran. Aurel Cepoi a trăit 8 luni în corturi, fiind înconjurat de furtuni de nisip, dar și urși și șacali, pentru a fotografia stilul de viață al nomazilor. Acum fotograful lucrează la un nou proiect important, viața romilor în Moldova, pentru a combate discriminarea acestei etnii la noi în țară. Moldovenii au dat tonul serii La Vocea României, un cuplu de la Chișinău a fascinat prin energia lor și a întors doi jurați. Totuși, cel mai emoționant moment l-a avut o ucraineancă refugiată în România. I really worry because this is so hard. My city now. Which city? Kharkov. I'm worried so much. Ce a ales să cânte tânăra și câți jurați s-au întors, aflați imediat.
Mii de copii au venit pe lume datorită experienței și profesionalismului ei. Vorbim despre o moașă care de 36 de ani își face meseria cu dăruire. Deși poate avea și 12 nașteri pe zi, Angela Senciuc nu știe ce înseamnă oboseală și crede că venirea pe lume a unui nou născut este o adevărată binecuvântare. Avem un bebeluș frumușel, mititel, mult așteptat, drăgălaș. Până ajunge la pieptul mamei, mii de copii au trecut mai întâi prin mâinile ei. Angela Senciuc este moașă de 36 de ani. A asistat la nașteri ani la rând la un spital raional, iar acum este angajată la o clinică privată din capitală. M-am dus la colegiul de medicină. Pe timpuri eram încă tânără, nu aveam încă gânduri unde îmi plec și de ce. Dar învățând timp de 4 ani cât am fost la școală, încetișor am îndrăgit profesia asta. Sunt orcanii înapoi, niciodată nu mă duc în altă parte. De atunci, femeia asistă zilnic la cel puțin 2 nașteri, iar momentele de bucurie le împărtășește cu fiecare mamă care își ține pentru prima dată pruncul în brațe. Toate nașterile nu sunt tot una, fiecare diferă de una de alta. Sunt nașteri mai ușoare, mai grele, emoțiile sunt tot acelea, la toți. Egal. Meseria de moașă este una complicată, spune angajata. Sarcini sunt multe, iar încărcătura emoțională este mare. Avem grijă de ele în timpul travaliului. Stăm lângă ele până la momentul nașterii. Naștem bebelușul, ne bucurăm de el. Grijile nu se termină odată ce iese din sala de nașteri. Ajutăm mămicile după naștere să alăpteze corect. Ne străduim alimentația naturală. Copilașii se mănânce lapte matern. Totuși, femeia ne-a povestit că cele mai mari emoții în timpul nașterii le au tații. Am avut cazuri foarte multe. Tăticii se pierdeau cunoștința, cădeau pe jos. Nu ne ocupam cu mămicile, iar doctorii se ocupau cu tăticii. Pe lângă nașterile pe care le asistă în cadrul clinicii în care activează, Angela Senciuc nu a ratat nici venirea pe lume a nepoților săi. Am 3 nepoții la toate nașterile la nora mea. Am asistat, am ajutat, am fost acolo alături de ei și nu numai la ea, la toate rudele. Meseria de moașă este mai mult decât o profesie, spune Angela Senciuc. Pe lângă profesionalism, blândețea și dăruirea de sine sunt calitățile pe care trebuie să le posede orice angajat medical care asistă la venirea pe lume a unei noi vieți. Regele Charles și frații săi au ajuns aseară la Westminster Hall, unde timp de 15 minute au stat în jurul sicriului mamelor. Între timp, mii de oameni au trecut pe lângă catafalcul reginei Elizabeta II pentru a-i aduce un ultim omagiu, celui mai longeviv monarh al Angliei. Timpul de așteptare la coadă a ajuns la 16 ore, iar în acest context, guvernul britanic continuă să îndemne oamenii să rămână acasă. Cei 4 copii ai suveranei decedate care au ajuns ieri la Westminster Hall au îmbrăcat uniforma militară și au stat alături de sicriul mamelor. Ceremonia a durat aproximativ 15 minute. În tot acest timp, oamenii care au stat la coadă ore întregi continuau să treacă prin fața catafalcului reginei pentru a-i aduce un ultim omagiu. Nepoții fostei suverane urmează să țină un privechi similar în această seară. Chiar dacă guvernul a îndemnat populația să rămână acasă pentru a evita statul la coadă ore întregi, oamenii au continuat și astăzi să se adune în centrul Londrei pentru a vedea sicriul reginei Elizabeta II. Dimineața, Ministerul Culturii a spus că timpul de așteptare este de 16 ore pentru a ajunge la Westminster Hall. Pompierii au oferit ceai, cafea, apă, dar și paturi celor care stăteau la coadă. Și fostul fotbalist britanic David Beckham s-a alăturat miilor de oameni care i-au adus un ultim omagiu reginei Elizabeta II. Acesta a așteptat mai mult de 12 ore pentru a se reculege la catafalcul fostei suverane. Zeci de mii de oameni deja au trecut pe la sicriul reginei Elizabeta II, cel mai longeviv monarh britanic. Funeraliile reginei vor avea loc luni, 19 septembrie. O femeie a murit și alte 2 persoane au fost grav rănite într-un incendiu la un hotel aflat în centrul Sofiei, capitala Bulgariei. Oamenii strigau disperați după ajutor. Ajutor!
Flăcările au izbucnit la etajul 3 al hotelului în jurul orei 6 dimineața. Mai multe ambulanțe și echipaje de pompieri au fost trimise la fața locului. Toți oaspeții hotelului aflați în zonă au fost evacuați. O fetiță de 12 ani din Belgia și un alt copil în vârstă de un an și jumătate au suferit răni ușoare. Cauzele izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite. Momente inedite au fost aseară pe scena Vocea României. Moldovenii au fost din nou favoriții juriului. Un cuplu din Chișinău a fascinat jurații cu talentul lor și a trecut în etapa următoare. O prestație emoționantă a avut-o și o tânără din Ucraina refugiată cu familia sa în România după declanșarea războiului. Aceasta a interpretat o piesă care descrie ororile prin care trece și astăzi poporul său. Unul dintre cele mai tari și emoționante momente din show-ul de aseară l-a avut concurenta din Ucraina, Marina Navana. I really worry because this is so hard. My city now. Which city? Kharkov. I worry so much. Tânăra, care împreună cu familia sa a fugit de război și s-a refugiat în România, a ales piesa ucrainence Jamala 1944, care a câștigat Eurovisionul din 2016. Versurile din cântec descriu teroarea prin care trec și astăzi conaționalii săi, i-a spus Marina. Ucraineanca a ales să facă parte din echipa Irinei Rimes. Au făcut un adevărat spectacol în scena de la Vocea României și soții Cristina și Victor Sârbu, care sunt din Chișinău. Vocile lor i-au întors pe Irina Rimes și solistul trupei Vemotans Denis Roabeș. Soții nu au stat mult pe gânduri și l-au ales în calitate de antrenor pe moldoveanul Denis Roabeș. Băi, cât de frumos sunteți! Vă mulțumim! Ce-mi pare bine că m-am întors atât de devreme, să vă văd pe scenă, cum vă mișcați, cum interacționați. A făcut senzație și moldoveanca Corina Ivanov, care a interpretat piesa Hora din Moldova. Jurații nu au putut sta mult pe scaune și s-au prins în dans. Un moment special l-a avut aseară și adolescentul Eduard Stoica. Iar Irina Rimes și Teo Ros s-au duelat pentru tânărul talentat. Astăzi am să merg cu Smiley și Teo. Unicul concurent care a reușit să cucerească toți jurații a fost Alexander Bacon din Marea Britanie. Tânărul care a interpretat cântecul Man in the Mirror de Michael Jackson a întors toate scaunele. Emisiunea Vocea României este difuzată în fiecare zi de vineri după jurnalul de știri de la ora 20:00 doar la ProTV. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea Gusturile se discută. Nu uitați, dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați oricând la numărul de telefon 022-213645. Iar dacă aveți imagini, le puteți trimite pe site-ul protv.md, dar și pe Viber, WhatsApp sau Telegram la numărul 079 400 508. O seară frumoasă!